Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna asta o să începem cu o telenovelă orientală, una cu... Păi, citit despre Mitridat, îmi dau seama că chiar seamănă cu o telenovelă de-asta orientală, știi? A, e așa un telenovele. fel Harem, ai niște relații de familie foarte complicate, ai crime, chestii de genul ăsta, ai toată drama posibilă. Deci, dacă până acum am vorbit despre rockstarul uh, politicii și uh, armatei uh, romane, Pompei, săptămâna asta vom vorbi despre. Uh, despre o telenovelă, telenovelă turcească, telenovelă turcească. Păi... în România, în România să știi că sunt la mare căutare telenovele turcești, mai ales pe Canal D E plin de, e plin păi... de Suleiman și de Mitridat pe acolo pe păi Așa, 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 bun Acum vreau să rețineți măcar următoarele două nume pe care o să le repetăm la infinit Mitridate și la Odice sau la Așa, așa, așa îi spune, așa îi spune la numele ăsta. Pentru că până la sfârșitul acestui, acestui, podcast o să fi zăpăcis complet în legătură cu numele ăsta. Da, vorbim așadar despre regatul pontului. Cumva, așa, știi, în sfârșit simțim și noi că ne apropiem ne apropiem de casă și mi se pare foarte important pentru că sunt multe lucruri pe care ne uităm: la ce se întâmplă cu, cu mitridate și le putem aplica poate și la, și la cei care ne interesează pe noi. Ideea este că Roma vorbește și interacționează mai mult cu zonele în care ajunge în cele din urmă să își trimite. Să își trimită sprijin militar, să și trimită armata Asta este motivul pentru care în, de, prin, de pe la jumătatea secolului al doilea înainte de Hristos Romanii încep să implice din ce în ce mai mult în conflictele dintre regatele dintre din Asia Mică În Asia Mică, practic în zona unde acum Turcia avem o fragmentare foarte mare. Acolo, istoric, au fost foarte multe regate, fiecare cu personalitatea sa, fiecare cu calitățile lui deosebite, fiecare cu ideile lui, chiar cu limbă diferită și cultură relativ diferită. Bine, un fel de. Deci, e. Cum să spun, nu este un peisaj monocultural. Ăsta este motivul pentru care, de exemplu, în epoca în care am ajuns cu istoria Republicii Romane, Asia Mică este un, un mozaic de, de mai multe popoare. Cele mai importante sunt, sunt pergamul, bitinia, nu îi spune ăsta, Parflagon sau? Paflagonia, Paflagonia. Paflagonia, așa. Băi, deci, așa, nu, nu mă ajută. Galatea, Capadocia, Cilicia, toate astea îngrămădite acolo și Armenia, plus încă câteva care. Nu, Frigia, am zis Frigia. Nu, nu, putează. nu, nu. A, nu, așa. Zis, ai zis, Cappadocia de două ori și ai compensat. Da, exact, asta, asta e foarte bine. Uh, ideea este că pe undeva, cum ziceam, de pe la vreo 154 înainte de Hristos, Roma începe să fie implicată în conflictele dintre legatele din Asia Mică uh, Și vorbim acum despre uh, mitidate al șaselea Nu o să vorbim despre primii cinci, decât despre al cincelea, o să mai vorbim un pic foarte puțin Mit Date este practic al șaselea într-o linie de conducători importați din Persia. Originile lui sunt persiene, persane, nu persiene, Doamne, ferească mă, ce prost zic și eu. Deci, originile lui sunt, sunt persane și cumva el însuși, adică, mă rog, familia lui e oarecum diferită cumva de. De, de populația de bază din, din zona respectivă, o mare parte din, din bogăția regatului pontului care este la sudul Mării Negre, imediat la sudul Mării Negre. E dată de cetățile grecești, cetățile coloniștilor greci și uh, ei practic... Uh, Cumva conduc din punct de vedere economic zona asta. Dar la geografie, Sergiu, tu ești cel mai bun. Păi, dacă tu te-ai referit la regele pontului, o să mă refer puțin la, la regatul pontului. Și, într-adevăr, dacă e să începem cu, nu știu, cu un punct de vedere strict etimologic, exact asta înseamnă. Regatul pontului înseamnă regatul mării, cumva. Avem Pontus Seuxinus în nord, și sub el avem acest regat, nu știu, putem să-i spunem regatul Mării Negre, că e mai ușor de identificat spațial. Foarte frumos cum a început. Într-adevăr, această fragmentare din Asia Mică începe așa frumos, cum ne spune Herodot, de pe vremea Hemenizilor, și Pontul, și Capadocia, și toate regiunile astea micuțe care unele dintre ele devin provincii romane, altele devin regate clienterare și altele rezistă mai mult independent, erau niște satrapii ale imperiului ahemenid, de pe vremea persană, de pe vremea lui Psairus, Xerxes, Darius și de aia o să vedem că și arog această viță nobilă, această continuitate, Mitridate. Mm -hmm. uh, și pe de altă parte, după aceea că aici e foarte interesant, după ce vine Alexandru Macedon îi bate pe ăștia de lăsună apa în cap vin diadohii și zona asta exact între Pont și Capadocia e disputată între Lisimach și Seleucos. Pontul uh -huh. rămâne lui Lisimach și Capadocia rămâne lui Seleucos dar Lisimach îl știți, cel care s-a căsătorit cu fica lui Dromihete, s-au dus la banchet acolo s-au omenit oamenii. Ăștia au pierdut între timp din, din, influență și din forță militară, adică toți diadohii, o să vedem, în timp, în timp, na, Imperiul se le ucide acum, săracul e pe ducă, și pierzând influența, au început să scoată capul regii autohtoni. Și primul regi autohton, cum ai spus și tu, nu stăm acum să Toată povestea dinastiei, dar primul este acest mitridat, întâi al pontului, după care urmează culmea cu că nu urmează numai mitridații, al doilea, al treilea, al patrulea, adică urmează și un areobarzane al pontului și un parnace al pontului. Și al optulea rege, în această speță dinam, dinastică, este, este mitridat al șaselea pe Dionisius, mă rog, Magnus, Maximus și așa mai departe. Fiul lui Mitridate al cincelea, care de dragul discuției nu o să îi enumărăm toate numele Singurul lucru pe care, pe care îl știm despre el, adică no, pe care îl știu eu despre el, este că el moare foarte rapid în poveste În orice caz, Mitridate al șaselea, Eupator, Uh, nume îi zice, ori. Numele ăsta de Eupator îi vine de la uh, un oraș, Eupa, Eupator, Eupatia, uh, din, uh, din zona pontului De aici îi vine Eupator Cel mai simplu, o să zicem de acum încolo mitridată că este cel mai simplu, cel mai elegant și fără dureri de cap Așa zi uh, Voiam să spun că nu a murit uh, oricum Tai că Taicăsu a murit tot așa la un banchet pe care l-a ținut și a murit uh, otrăvit, iar asta se poate să fi fost una din sechelele copilăriei lui, lui Mitridate, o să vedem, peste care da. a vrut să treacă în, într-un fel sau altul. Așa, cum ziceam, uh, Mitridate se naște undeva în, uh, în jur de 135 înainte de Hristos. Uh, ideea este, și aici e o poveste foarte faină în legătură cu uh, ceea ce este cometa lui uh, numită, cometa lui Mitridate o poveste zisă de Justinus de fapt, repovestită de la Pompeius Trogus spune că la nașterea lui Mitridate a apărut pe cer o cometă care a acoperit întreg cer cometa respectivă nu este o invenție cometa respectivă apare și în cronicile chinezești și despre ea scrie și Seneca cel bătrân Iustinus zice că o cometă similară a apărut în anul în care uh, Mitridata nu numai, deci odată că a apărut uh, în anul în care s-a născut, dar a apărut, a apărut una similară în anul în care Mitridata a luat puterea, în uh, 120 înainte de Hristos. Dar uh, chestia asta este cumva trasă de păr pentru că cum ziceam, ok, nu, nu avem doar cuvântul lui Iustinus, avem și uh, uh, cronicile, uh, cronicile chinezești, cronicile babiloniene și cumva ăștia cam aveau același cer, adică nu prea puteau să inventeze prea multe lucruri. Dar uh, ce este. Ce este corect e corect și anume că o cometă cu adevărat spectaculoasă a apărut în anul undeva în, în perioada respectivă În ceea ce putem să spunem că e anul nașterii lui, lui Mitridate Găsisem pe undeva ce scrisese Seneca, asta e un pic să văd aici Așa Zice așa, zice că în timpul domniei lui Atalus al III-lea, regele Pergamului, Adică undeva pe la 135 înainte de Hristos A apărut o cometă întâi de dimensiuni modeste După care s-a ridicat și s-a desfăcut și a ajuns până la ecuator Așa încât întreaga desfășurare e egală pe cer cu porțiunea din cer numită Calea Lactee Asta scria Seneca uh... Deci aia în antichitate deja dăduse numele de Calea Lactei Galaxiei din care facem parte? Stai că când da. n-am Bă, cu toată dragostea, prefer legenda cu șapte ou ale Agvilei, al lui Marius. Lasă-o acolo las de cometă. Adică e foarte tare, dar în primul rând Ok, e, sunt aproximativ ani, 135-135, dar să știi că ăsta nu a urcat la domnie și a urcat un pic mai în 120, era mai că s-a regentă. Bine, nu, no, știi cum e. Justinus este un tip care întotdeauna mai, mai strecoară niște Uh, niște mici exagerări de dragul uh, acum povestea e frumoasă povestea de dragul e frumoasă discuției. Uh, mă, povestea este frumoasă și Mitridate uh, care va crește în cele din urmă cu mare aventură să uh, să fie regele uh, Pontus uh, Pontului Mitridate era conștient de cometă și și-a și bătut monedă cu o cometă. Dar despre chestia asta o să revenim la un moment dat și o să spunem un pic mai multe despre ce înseamnă faptul că și-a bătut monedă. Pentru că și acolo sunt niște informații interesante. În orice caz, Mitridate Eupator este fiul cel mai mare al lui Mitridate al cincelea. Mitudat al cincelea, care l-am pomenit de trei ori până acum și de fiecare dată l-am omorât Pentru că ăsta e singurul lucru pe care îl face interesant Moare otrăvit la un banchet în anul 120 înainte de Hristos. Mai face un lucru interesant, se căsătorește cu la Odice a șasea, fica lui Antiohus Epifanes Care a fost rege al Imperiului Seleucid foarte frumos. Este, iată, un om apropo, un om apropo, fericit. De la Odice, apropo de la Odice, da. Da, 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 da. Uh, bun. Uh, fratele lui se numește Mithridates Crestus. Din fericire, are și un alt nume decât Mithridate. Uh, deci, uh, Mithridates Crestus, uh, mitridate Upator, și uh, una sau două surori. Dacă este să ne luăm după, după Pompeius Trogus, el zice că sunt două surori Dacă este să ne luăm după Apian, e vorba de o verișoară, de fapt de o mătușă de-a lui Mitridate care se cheamă în mod surprinzător tot la odice Confuzia e un pic, un pic dureroasă, în orice caz Mama lui și a fratelui lui, la Odicea a șasea, preia în conducerea regatului până când cei doi cresc suficient de mult. Numai că. Cum să spun, sunt niște lucruri pe care un copil le simte, știi? De exemplu, le simte în momentul în care mama se pregătește să pună un pic de otravă în mâncare, sau uh, trimite o gașcă de oameni să-l omoare Sunt niște lucruri pe care le simt, sufletește așa, știi? <laughs> Și uh, aproape imediat după, după moartea tatălui său date uh, este cumva uh, nevoit să dispară din, uh, din uh, ochiul public Pentru că uh, mama lui uh, pune la cale să-l omoare pe Uh, uh, ești, rău, rău, ești rău. Eu zic că îl favorizau un pic mai mult pe fratele său mai mic, care avea nevoie de puțin mai mult ajutor. Asta e. Și na. mai puțin cuțit în, <laughs> între coaste. Și, na, Mitridate a, a, ajuns vizionar, că a văzut cum a murit uh, taxul și a zis, bă, stai un pic, că parcă nu-mi nu, nu de modul ăsta așa prematur de a-mi încheia viața. Da, exact, o să vedem un pic mai încolo, pentru că pentru că sunt niște lucruri care se se tot repetă. Uh, ideea este că uh, Mitridate dispare din, uh, din poveste pe undeva prin 120 înainte de Hristos, deci fix, uh, aproape de imediat după moartea tatălui lui. Și uh, Apare din nou undeva între 116 și 113 înainte de Hristos și e descris așa ca un, fel, ca un tip cu o statură impresionantă și o forță fizică deosebită știi, Putem să ne închipuim ca un Jason Momoa, știi? ca Aquaman știi? Se ridică așa un, un tip de ăsta uriaș Pentru că aia, uh, Mitridate impresionează nu numai prin... Uh, prin uh, în primul rând prin longevitate, dar și prin forță fizică și, uh, uh, și prin felul în care apare, se prezintă și uh, chestii de genul ăsta Adică e un, e un personaj, chiar, chiar este vedetă, este rolul principal din telenovela Adică să nu credeți că, uh, că... este dat rolul principal la cel mai urât actor din, din Bollywood știi? Adică totuși este un tip chiar prezentabil. Și copilăria asta lui pare ruptă din povești cu maică sa care încearcă să-l omoare, bă, fuge, se întoarce cu soră sa, cu frate sunt mai mic Apropo, Apian zice că sunt vreo șapte frați, șapte orfani și așa am văzut și eu puțin el Sunt într-adevăr două, sau nu știu, două fete și cinci băieți, frați mai mici, mai mari, care ajung și ei regi în diverse locuri Sau tot felul de, de monarhi ăștia, luminați Copiii lui uh, Mitridate al șaselea? Uh, nu, nu. ăștia sunt, sunt șapte, sunt șapte frații. Deci, în urma ah. între între la odicea șasea și uh, Mitridate al cincelea din iubirea lor uh, 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 se nasc șapte orfani, să zic așa, după ce moare tăcerea. Am înțeles. Am înțeles. Și în curând orfan și de mamă. Pentru dar, că... dar, dar într-adevăr pentru... doar ăștia trei sunt importanti deocamdată și pe ăștia o să-i amintim. Pe, pentru că atunci când se, se întoarce eroul acestei telenovele, Jason Momo se, se întoarce în, înapoi în, la curtea regală, Deja are planul bine pus la punct, pune stăpânire aproape instantaneu Toată lumea este de acord, el este fiul cel mai mare Este de acord, toată lumea îi respectă până la urmă dreptul la succesiune Și îi bagă la închisoare pe mamă și pe fratele lui care încercau să-i uzur pe tronul la Odice moare în, în închisoare, e neclar dacă de prietenie sau de inimărea Fratele lui, fratele lui, însă, rezistă suficient cât să devină un show pentru masele conduse de. masele din pont. știi? Deci, este cumva. E cumva sugerat că, totuși, e posibil să fi fost judecat și executat public. Ce este foarte interesant aici, aici mi se pare foarte interesant este că am îndorura le oferă funeralii legale, regale, adică ok, băi, eu am venit, v-am omorât, dar cu toții ați avut până la urmă o treabă în regalitate și e o chestie pe care o respectăm noi aici. Așa că... asta înseamnă orică era extrem de ipocrit, ori înseamnă că nu i-a ucis, ci doar i-a lăsat să putrezească în pușcărie, mă rog, sau ia da, le-a alocat acolo două camere, două iatace și i-a lăsat să stea în castel așa, într un domiciliu mai să zicem, un arest la domiciliu. Da, da, da. Mă, e, e, e complicat și nu știu exact uh, cum să înțeleg uh, partea asta din, uh, din povestea, exact ce se întâmplă Însă, da, cum, cum ziceam, un scenarist de telenovelă s-ar descurca excelent cu materialul uh, pe care îl are la dispoziție Dar telenovela continuă, pentru că el ajunge să aibă în jur de 20 de ani acum Așa. Și decide, și... decide, decide pentru puritatea speciei să se căsătorească, eu spun că e sora sora sa de 16 ani. Da. Na, unii spun că e verișoară sau ceva, se căsătorește mm. cu na, nu 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 tu spui, o spun mai mulți că este sora lui Așa, exact, lui da, 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 da. Bine, eu nu spun de la mine, eu spun bazându-mă pe sursele pe care le-am citit, evident, evident. Și, și da, Mitridată se căsătorește când ea are 16 ani pentru a păstra puritatea liniei dinastice. Este, este o relație foarte, foarte complexă. Bă, este o relație din care rezultă vreo 5 urmași? Dar apropo, cum o chema pe această sora lui? În mod surprinzător, chiar la Odice. Da. Așa. Și acum pentru că practic a rezolvat problema liniei dinastice, a rezolvat problema, problema a ceea ce urmează după Se pune practic să pună, pună în ordine regatul pontului Și primul pas este să subjuge colchisul o regiune care este în, în estul Mării Negre. E, cred că e Georgia. Acolo. Da, Georgia, Abhazia, Georgia, Abhazia. de Sud. Da, acolo unde rușii fac nasoale cu oște Acolo unde e petrol. Uh, și în, în zona respectivă uh, reușește să. Să domolească. Aia era o zonă destul de complicată. Era până la urmă ținta lui Zopirion când, când a atacat așa pe la nordul Mării Negre. El așa vrea să facă un ocol și să ajungă până acolo, numai că n-a mai ajuns. Um... Păi, de fapt, asta era destinația finală a lui Mitridate, dar ca să ajungă în nordul Mării Negre trebuia să o ia pe la est. Da. Și atunci da. aia s, -a s a jucat de... și pe Colchien. Da, da, da. da și după aceea se luptă cu regele știților. Undeva la nord de Marea Neagră sunt, sunt toți știții cumva urmașii, și dușmanilor lui Alexandru cel Mare și lui Darius și toți, toți oamenii ăștia care... Știți, șci, ăștia întotdeauna au fost cumva o problemă pentru, pentru persani și pentru cei din zona, zona respectivă, pentru că stând în siguranță în zona stepelor din, din Ucraina, nu făceau incursiuni. Nu puteau fi cuceriți? Nu prea puteau fi cuceriți și făceau destul de des incursiuni deja, lucruri care no, nu prea sunt plăcute. Regele știților pe care îl înfrânge e numit Palacus. Și momentul în care uh, Mitridate începe să aibă și succesul militar, primul lucru care se întâmplă, grecii îl văd uh, ca pe un campion al, uh, al lor, cumva, știi. Adică, în momentul în care își dau seama, o, oh, stai că, uite, ăsta este acum uh, tipul care, care îi bate pe toți prin, uh, prin zona Mării Negre, să nu uităm, practic, că în, pe tot, în jurul Mării Negre era o groază de cetăți grecești Și uh, toate cetățile astea grecești nu puteau să fie protejate de cineva precum Roma Pentru că Roma era mult prea departe Și atunci avea, uh, sunt o groază de cetăți uh, care sunt prin Crimea, prin uh, sunt cetățile noastre, Istria, Tomis, Calatis, uh, sunt, uh, sunt cetățile mai podesa, mai încolo. Adică sunt o groază de cetăți uh, grecești pentru că solul ăsta era cât de cât mănos, era un loc bun de colonizat, era un uh, loc bun pentru comerț și uh, atunci cumva grecilor le-a plăcut foarte mult zona asta. Numai că ei colonizând nu au și nu, nu au cucerit în jur foarte mult au rămas cumva dependenți de, de mare. Și, na, până la urmă, cine, cine, este cel mai puternic în Marea Neagră este cel care decide, cel cu care vrei să fii prieten în momentul în care ești un grec în perioada asta. Păi, apropo de greci și de acest regat al pontului, din punct de vedere geografic, ne, și ne spune Strabon, nu, nu Strabon nu strabouă tatălui Pompei, ci Strabo geograficul, istoricul și Așa. ce mai era el acolo Ne spune că pontul era împărțit în două zone distincte foarte diferite Din punct de vedere geografic, cultural, religios și chiar istoric Avem zona asta de coastă, uh -huh. deci litoralul Mării Negre Unde se afla și capitala Sinope, cel mai important port din sudul Mării Negre uh -huh. Și care, paradoxal, exact pe modelul coloniilor grecești avea la rândul său câteva portulețe în subordine, printre care cel mai important era trabes, tra, Trapezus, viitorul Trapezunt și actualul oraș turcesc Trabzon. Ăsta era un port care devine baza flotei pontice. Mm -hmm. uh, și se poate, adică au fost descoperite nu doar Strabon zice chestia asta, sunt multe amfore descoperite de arheologi pe care sunt tot felul de, de inscripții din care reies legăturile astea cu celelalte porturi de la Marea Neagră și, de la, și din Marea Egee, de la Tiras în nord până la, până la Bizantion pe partea pe partea vestică a litoralului Mării Negre, dar uh -huh. avem deci avem zona asta de coastă că mie de asta mă rog, de asta îmi place mie de și asta e o chestie foarte concretă și utilă și, și grea pe care o face Mitridate zona asta de coastă unde sunt greci și ai, ai zona de podiș din interiorul regatului pontului și ar, între cele două zone era un lanț muntos care limita destul de mult comunicațiile și comerțul. Mm -hmm. Ei bine ce face el? El reușește să găsească un echilibru între mixul ăsta extrem de interesant între persanii din regatului și grecii din regatului Că îți dai seama, ai grecii cu panteonul lor, ai ăștia, urmașilor, urmașii perșilor cu templele și zeii lor. E greu cumva, adică, mă rog, e de admirat la Mitridate că nu, nu doar că a reușit să se să mențină la putere pentru atâta timp, dar modul în care a făcut-o mi se pare foarte, mă rog, de, de admirat. Adică uh -huh. să guvernezi populația asta atât de diversă din, din multe puncte de vedere... Puncte de vedere pe care tocmai le-am descris, e, e mare lucru. Adică, și încă o chestie interesantă pe care ne spune Strabo. El ne descrie de ce e așa de bogat regatul ăsta, cu resurse minerale, cu cupru, cu fier, cu argint. Spune că au lemn, au fac răbi pe acolo, ovine, bovine. Și mai dă un detaliu foarte simpatic: din relațiile astea comerciale, din pont, ajung la Roma cireșele ajung în capitala Republicii Cireșele mă și romanii erau nebuniți după Cireșe că, mă rog, li se făcuse gura pungă de la atâtea portocale și lămâi și <laughs> le-au plăcut foarte mult Cireșele și au zis, bă, ok, vrem să mergem acolo să, să luăm Cireșe de la ăștia cu orice, cu orice, cu orice preț. Ok. Da, asta mi-a plăcut. Mi plăcut. Da. Foarte mișto. No, în, în orice caz, este clar că zona asta a Mării Negre este o zonă foarte, foarte, prosperă din punct de vedere economic. E, până la urmă, e un pic departe de, de toate nebunile care se întâmplă acum în, în, Republica Romană, de exemplu. Nu știm foarte multe conflicte de, de mare anvergură și, de exemplu, conflictele astea pe care le, le are mitridate cu, cu știții par să nu fie ceva de, iarăși, de o mare anvergură, ceva super spectaculos. Da, e, e totuși impresionant cum reușește să-i subjuge pe ăștia. E pe, el de, pe el, de fapt, nu-l interesau știții. El a vrut să controleze, cum ai zis și tu, doar cetățile grecești din jurul Mării Negre. Și acolo era Bosforul Cimerian, știm, în, în zona peninsulei Crimea. Care era, era atacat de ciumpa la aceștia, tot veneau și cereau. De fapt, ce-l interesa pe Mitridate, și asta am mai discutat poate și tura trecută, el și-a creat, adică s-a concentrat foarte mult și pe partea asta internă, a crescut economic, dar s-a concentrat foarte mult și pe politica externă, cu alianțe, cu tot felul de jocuri de culise, cu, cu clienți. Cu foate că, uite, de exemplu, ăștia, Bosforul Cimerian, o să-i trimită și nave, și subsidii, și bani, și trupe, și la fel și Colchieni și la fel și Armenii, și poate și ceva traci din partea asta. Deci el face acolo o confederație din asta de neamuri pe care deasupra cărora se ridică. Ce, ce zice interesant pe Strogus este că după ce mitridate, mă rog, prin generalul Diofantus, îi înfrânge pe roxolan și pe știți Aceștia îl acceptă pe Mitridate ca și, ca și conducător Cumva am putea să vedem ca pe o relație de vasalitate în care oamenii zic Da, bă, ok, tu ești șeful pe aici, noi te lăsăm în pace și faci tu cum vrei lucrurile Dar înseamnă mai multe, înseamnă inclusiv că ei o să-i trimită trupe și sprijin în momentul în care Mitridate o să aibă nevoie și după ce reușește să, să își creeze, practic, această mare interioară, mai mult sau mai puțin din Marea Neagră, mintea ia o pauză și se uită la ce se întâmplă în, în jurul lui. Și în jurul lui ce se întâmplă este că romanii devin din ce în ce mai influenți în Asia Mică. Așa. Devin din ce, în ce mai influenți în, în, Asia Mică și este o situație care lui displace destul de mult. În momentul ăsta, în cele mai importante. Cele mai importante stăpâniri sunt cele ale lui Nicomedal al III-lea, care conduce Bitinia și conducerea lui, stai să-i găsim numele, soțul unei anume la Odice, care aparent este ori sora, dacă e să ne luăm după Pompeius Strogus, ori mătușa lui, lui Mitridate. Și soțul lui, soțul, soțul ei se numește, se numește, se numește Ariarates. Așa, Ariarates al stai să vedem. Al șaselea. Pentru că tot așa vorbim de o dinastie de, de, mare tradiție și de destul de îndelungată de prezență în, în, zonă. Ariarates al șaselea conduce Cappadocia. Așa. lucrurile sunt un pic mai ciudate, adică Ok, e, este un pic neclar care sunt motivele pentru care începe să își împartă la început cu Nicomed al treilea lea să își împartă Paflagonia. Paflagonia este un fel de regat așa de, de tampon între, între Bitinia și și Pontus, adică era așa o zonă undeva uh, la nord-nord-vestul Asiei Mici, cam așa, nu? Da, da, era între Bitinia și Pont, cum foarte bine ai spus. Na, sper că ascultătorii noștri au harta în față în timpul ăsta Da, uh, o, pentru, o, o, să, o să publicăm, o să punem o hartă, cred că există ceva pe Wikipedia, o să o punem și cu noi siguranță, pe cu Siguranță. siguranță Eu nu văd nimic neclar, adică Două regate destul de puternice s-au înțeles să-și împartă niște teritorii între ele. Adică, nu doar Paflagonia a căzut uh, pradă înțelegerii, ci și Galatia, unde erau acei celți care veniseră într-o vreme și și-au făcut și ei acolo un mic, uh, un mic uh, regat. Dar, uh, vezi, te poți înțelege asupra unor regiuni, asupra unor teritorii, și aici s-au înțeles. Ei bine, asupra Cappadocii nu s-au mai înțeles și atunci au început conflictele între cei doi Bine, e, e un pic mai complicat. În primul rând că în momentul în care, în momentul în care intră în Paflagonia, romanii care cumva erau vag interesați de problemă urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă în, în zona respectivă Uh, ei cumva aveau niște înțelegeri și cu regatul Paflagoniei și cu, uh, și cu regatul Capadochiei, uh, că îi vor, uh, îi vor ajuta și în general. Uh, erau văzuți așa ca un fel de uh, forță politică de la distanță, adică chiar dacă nu erau uh, acolo cu prezență militară tot timpul, păi, da. mai mult sau mai puțin. Uh, regatele din, din zona Asiei Mici încercau să, să intre, să fie cumva prietene cu Roma, pentru că era clar, pentru că practic și-ar fi dorit să invoce ajutorul Romei în momentul în care unul din vecini, cum este acum Mitridate, devine ceva mai îndrăzneț. Așa, cumva e foarte fain să ai pe cineva mult mai puternic decât tine, pe care să-l chemi în, în ajutorul tău. Toate aceste, și da, toate aceste provincii, toate, cu excepția Pontului, dar și Pontul fusese regat client pe vremea lui Laodicea VI. -a. Câte vreme, la 6 a asigura regența, uh -huh. ea a fost regat client rar Când a venit mitidate, nervos, a smuls pontul de sub, da? nu le mai plătea ăstora subsidii. Deci, în afară de Armenia și de Pont, Pergamonul făcea parte chiar din Republică. Toată uh -huh. Grecia, cu toate insulițele, mă rog, cu excepția două, trei pe acolo unde erau ceva pirați, erau ale romanilor, iar toate, la fel, Cilicia era provincie romană, iar celelalte, de care ai spus tu, de la Bitinia până la Capadocia, erau toate regate clienterare E bine, provincie romană aici, cumva, mie mi se pare că nu este genul ăla de provincie romană. Adică. Este o provincie sub tutela Romei, ea zice mai mult. Nu mi se pare că este o provincie romană per se. Câte câtă vreme trimit romanii un guvernator de la Roma să guverneze provincia, aia, e provincie per da, se. Da, da, deci corect, dar ce vreau să spun este că practic nu este același, aceeași, să zicem, aceeași componență ca, de exemplu ce se întâmplă în, în Italia. Nu sunt, nu, nu, ai armata romană foarte des, nu ai aproape. există specificități normal din punct de vedere specificități etnic. și niște și practic fiecare din regatele astea are o oarecare independență de, de Roma. Dar, te sigur, până la urmă, adevărata putere a Romei și anume colectorii de bani sunt, sunt, acolo și asta este ceea ce contează până la urmă. Ideea este că în momentul în care Nicomedes și Mididate și împart în două Paflagonia de parcă ar fi Polonia în al doilea război mondial Roma trimite ambasadori și le cere celor doi să, să pună la loc conducerea anterioară Uh, Mitridate, între timp, invadează și Galatia și le răspunde romanilor că ăla e dreptul lui de suveran primit de la tatăl lui ca moștenire. Cumva așa, și zice, băi, eu am buletin de suveran, cum făcea unii odată. Uh, cam așa, cam așa răspunde și Mitridate, zice, băi, ăsta e dreptul meu aici, uh, nu ar trebui să vă băgați voi. Nicomede, în schimb, face o chestie foarte simpatică, de asta numai bună de inclus în telenovela aia, cu Mitridate, uh, răspunde că va uh, în momentul în care vin romanii, îi zice, da, mă, ok, îl vom restaura suveranul legitim. Și ce face? Îi schimbă numele fiului său în uh, unuia din fiii fii lui, în Pilamenes, care e nume comun la regii Paflagoniei. Și îl face rege, menținând ocupația Paflagoniei, știi? <laughs> romanii cumva, adică nici aia nu sunt chiar proști așa, adică se prind, nu prea au ce să facă. Zice, da, mă uite, l-au, pus pe pilamene sau nu știu câtele, al 50-lea. Bine, acum și... noi când povestim ce se întâmplă în Est, e bine tot timpul să stăm cu ochii pe ce se întâmplă în Republica Romană. Republica Romană se bătea în perioada asta, erau cam ocupați, ba cu iugurta, ba cu cimbri și cu teutonii peste. Nu, încă nu era cu cimbri și teutonii, dar în curând o să fie cu, cu cimbri. Păi, după și ce și-au partiționat, bine, asta se întâmplă în 108, cu negocierea da. cu Nicomedes al treilea și cu Bitinia, dar după aceea, după ce ocupă și Galatia, și după ce începe Ciondăneala cu cu capadochienii în sud, că te duci după 100, 101, 97, adică na, da. de, deci, Practic putem să spunem că oamenii ăștia sunt foarte ocupați, foarte ocupați acasă romanii și da, nu, da, nu, da, nu prea au, vreme chiar să-și impună voința Așa că în momentul în care Nicomedel îl pune pe fisul și îi zice nu mă da, uite ăsta Cum? L-am pus înapoi pe pila mea sau nu știu câte le-am pus înapoi, uite, el este șef acolo. În momentul în care treaba asta se întâmplă, romanii nu prea au ce să facă, și ei nu sunt, nu sunt chiar în cea mai bună formă, pentru că e o perioadă destul de complicată, cu tulburări interne, cu, cu o groază de alte lucruri. Nu prea interesa, de fapt, subiectul ăsta atât de tare. Și, da, ăsta este momentul în care, practic, după ce, după ce au făcut mișcarea asta, lucrurile se stabilizează un pic. Și Mitridate, pentru că așa este telenovela, pleacă într-un turneu să viziteze întreaga Asie. Mă rog, întreaga Asie în sensul de Asia Mică, să nu. Să nu credem că vizitează întreaga Asie, inclusiv Japonia și China, face un turneu până în Corea. Nu, dar vizitează întreaga Asie, întreaga provincie Asia, incognito. Pleacă de la, de la Curtea Regală și nimeni nu știe de ce se întâmplă cu el, nu dă veste, nu scrie, nu spune nimic. Vrea să viziteze, să vadă cum este regatul lui, cum este regatul altora, cum arată lucrurile Practic, cumva mie mi se pare că el merge să facă un pic de cercetare în legătură cu, cu ce va urma Ce este interesant este că în momentul în care se întoarce, toată lumea credea mort la Odice îl întâmpină exact așa cum îl ți întâmpini soțul mort, adică cu un copil nou născut și cu un amant Uh, și uh, copleșit, nu moare ca băiatul ăla din Roma, cum era Marcus Emilius Lepidus, de inimă rea, Și uh, are un răspuns cu totul deosebit. Uh, îl omoară pe, uh, pe Amant, o uh, omoară pe soție și mai omoară pe cineva? O omoară pe la Odice? Da, și omoră soția mă. Da, da, ok, ai, asta se întâmplă prin anii 90. Mi se pare că ai parcurs foarte multe etape până acolo. Nu știu, deci aia îți spun că, uite, vezi, de exemplu, pompei, Strogu sare foarte rapid peste chestia asta. Abia nici nu e foarte interesat de chestia asta. Dar da, aia era soția, nu? Aia era soția lui oficială. La utilice și chiar există undeva în, în, arhivele franceze un, un tablou cum Mitridate își omoară soția. Chiar așa îi zice. Mitridate o omoară pe la Odice. Da, știu, dar asta, asta spun. Se întâmpla în anul 90. Până atunci asta s-a mai dus, s-a mai bătut cu capadocienii, a mai venit la guvernator pe acolo, s-au mai întâmplat o mie de chestii, de a zic. Hmm. Ah, da, păi, așa, da, corect, corect, na, eu, eu, eu cumva, asta nu știu, nu mi s-au părut chiar atât de, de importantă, dar... Ok, așa e, vă. pentru telenovela într-adevăr, faptul că la o păi, a avut este mult mai important decât faptul nu că e mult ăsta... mai important, adică telenovela, mă, telenovela este aia care atrage, știi? <laughs> da, mă, ok, am înțeles, în regulă, Deci, de zi, zi ce s-a întâmplat cu Sula? nu mai știu. Păi, ăsta... S-a luptat cu capadochienii, tot așa, profitând de, uh, mă rog, de faptul că romanii aveau treabă la ei acasă, încet, încet uh, romanii au terminat, i-au bătut și pe cimbri, și pe teuton, și pe iugurtini, și pe numidieni, și pe toată lumea pe acolo. L-au trimis pe Sula în anul 95. Am vorbit de Sula atunci, nu discutăm Spune da, A fost guvernator al provinciei Cilicia în anul 95. Uh -huh. A venit aici, i-a adus pe toți la masă, l-a luat pe Ario Barzanes, l-a adus pe regele Part, ha, hau, 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 a mai făcut el pe acolo niște chestii. Păi, păi da, a problema. Da, dar el Nu, aia nu era neapărat o problemă cu, cu Mitridate, era o problemă cu parții. Nu, era o problemă cu restaurarea controlului asupra Capadociei. Capadocia care fusese atacată de, de Mitridate. El când a venit în provincia asta, a venit să explice lui Mitridate care e șmecheria. El s-a aliat cu parții împotriva lui Mitridate în conflictul ăsta. Și după aceea, el crede că rezolvă problema și în 94, cât atât a dura uh, uh, mandatul, dar exact magistratura dura un an uh, așa, pleacă din nou la Roma, dar evident că situația era departe de a fi rezolvată. Și apropo de, gata, ai ne întoarcem la telenovele noastre, numai că deja mi se pare că am încercat să fiu prea serios Și în anul 94, Mitridate își căsătorește fica Cleopatra, fică făcută cu la Odice, o căsătorește cu regele armean cu Tigranes al doilea și stabilește cu ăsta o alianță foarte utilă și o să vedem pe termen lung care o să-l ajute și în timpul bătăliilor și așa mai departe. Și după aceea, după ce, na, până ca Să ajungem la anul 90, în 91, când ăștia se bat acolo în timpul războiului social, uh, Mitridate îi spune lui Tigranes, bă ia du-te tu pe acolo și rezolvă problema Ia uh, invadează Capadocia ca să nu uh, dea romanii vina pe mine. Eu în timpul ăsta, pentru că și în Bitinia se schimbase în loc de Nicomedia al treilea, aveam un Nicomedia al patrulea. Uh -huh. Și atunci ăsta a încercat să se bage în lupta la domnie, dar nu prea a reușit și Uite, Vezi, da, da, vezi ți-am zis că aici este o, o problemă destul de complicată cu uh, cu băiatul ăsta cu mitridata. E complicat aici, foarte greu, mai ales că sursele cumva povestesc niște lucruri pe diverse planuri și nu îți dai seama care este exact uh, cronologia, exact, cronologia da. Eu așa văd lucrurile, nu e nicio problem. Eu așa cred că a, prof a profitat iar de timingul ăsta din războiul social, ca să trimită pe, pe Tigrane să invadeze Capadokia și el să l-atace pe Nicomede un pic și să-i mai fure mm -hmm. un pic din, din din teritoriu. Uh -huh, și acum uh -huh. romanii, în anul 90, deja observă că se îngroașă gluma și îl trimit pe fostul consul Manius Achilius să zică bă, gata, ai, e... vor vrem să-l punem din nou pe tron pe clientul nostru, astea sunt toate regate clientelare, ăsta, tigrane și cu mitridate, nu plătesc nimic, fac numai. Nu, uh... nu, 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 deci uite, tu te-ai grăbit un pic uh, cu, cu poveștile astea. Uh, ideea este că își omoară soția chiar înainte să, să înceapă conflictul cu, cu Nicomed al treilea Deci prima oară zice așa Apian, Apian spune că după ce și-a omorât soția, soția lui este prima victimă a lui uh, După aceea începe și uh, omoară pe ca în toată lumea în jurul lui Deci în primul rând... Uh, Ariar, Ariartes, Ari, Ariarates, Ariarates era căsătorit cu Laodice, zisă la a 6, nu, nu era la a 6, era o altă la Odice fără număr, la odicea așa, care, uh, cu care avea mai mulți fii și uh, se întâmplă mai multe lucruri. În primul rând că inițial Nicomede al III-lea era căsătorit cu fica lui Laodice din Capadocia. care cumva, cum ziceam, există această confuzie, e neclar dacă este sora lui Mitridate al V-lea sau al VI-lea, dar cel mai probabil este Mitridate al v -lea. Este sora lui Mitridate al V-lea. Uh, în momentul în care, uh, în momentul în care vin, vin ambasadii, uh, pun la cale, ok, îl puneți înapoi pe regele Paflagoniei și să pun toate lucrurile astea uh, după, după, ce și omoară ăsta uh, nevasta. Uh, o tocmește, sau mă rog, cumva pune la cale împreună cu, cu Laodice să-l omoare pe uh, Ariarates, la un banchet otrăvit. Nu, nu nu îl pune pe Gordius, îl pune pe uh, Gordius care uh, e un tip care uh, e un general al lui, un general, dar va fi mai târziu un general. El el apare acolo ca uh, ca negustor. Apare ca un negustor la curtea uh, la curtea Capadocchi, îl omoară pe pe Ariarates, și după aceea, cumva, aici e foarte complicat, ajunge să-i omoare pe toți fii lui Ariarates în afară de unul. Deci rămâne la Odice, la Odice Regină și în Capadocia. Și rămâne în viață practic doar Ariarates, care va fi Ariarates al VII-lea, ultimul fiu al lui Ariarates. Ideea este că în momentul în care are loc acest regicid în masă, în, în Capadocia, Mitridates al treilea, în, ăsta, Nicomedia al treilea, a cărui soție murise între timp, care era fica lui Laodice de Capadocia, intră, intră în, în Capadocia chipurile ca să o protejeze pe, pe Laodice. Mitridate, la fel, se uită către Capadocia și zice: Bă, dar stai că eu vin, vin, vin eu să te protejez, mătușă sau soră dragă, este neclar care este rudă dragă, cel mai simplu. Rudă dragă, voi veni eu să te salvez Numai că la Odice făcuse deja o înțelegere cu Mitridate al treilea Și cei doi se și, eh, cu Nicomede al treilea Așa, mă scuzați Astea sunt cele trei nume care mă zăpăcesc Deci făcuse o înțelegere cu Nicomede al treilea Și uh, cei doi se căsătoresc Și în momentul ăla Începe, ăla e practic începutul conflictului, începutul războiului mm. și după, după aceea Războiul dintre cine și cine? Războiul dintre, dintre Mitridate și Nicomede al III-lea okay. în okay. Cappadocia, deci peste Cappadocia Bun, în Cappadocia, în anul, bun, nu știu, toate jocurile de culise recunosc Nu am fost foarte tentat de telenovela asta E, e uh, foarte complicat pentru că ajung, deci sunt trei eu nume știu de Ario de barzanes. Barzanes. Eu știu de Ario Barzanes, l-au ales Cappadocieni în anul 93 Pe Ario Barzanes să aibă un domn nativ de la ei din țară Dar în același timp, trupele lui Tigranes al doilea au intrat în Cappadocia Păi și bine, aia, aia, se, se, întâmplă aia se întâmplă după aia. Deci nu, aia se e, întâmplă e, în 93. Înainte... Păi da, da, se întâmplă după ce, după ce e, e această telenovelă. Că practic Tigrane intră după ce capadochienii se revoltă, uh, ajung toți să certe în Senatul Roman. Senatorii înțeleg care e povestea, îl trimit pe, pe ăsta pe, uh, pe, Sula și uh, uh, ia Capadocia de la Mitridate, care correct, cerise. Correct. Așa? Asta se întâmplă după ce ajunge Sula din nou acasă la exact. Roma și ăștia vin și joacă șoareci pe masă. Uh, romanii se duc acolo, iau Capadocia de la Mitridate, iau Paflagonia de la Nicomede. Uh, dar uh, capadochienii zic Băi, ok, noi nu ne descurcăm aici Dacă nu avem rege Pentru că democrația, din păcate E, e un moment foarte complicat Mai ales când uh, Ești înconjurat de niște uh, Niște nebuni cu niște armate La dispoziție Așa că uh, capadochienii vor un rege Vor cineva Să-și să asume practic Conducerea și să, să Fie condus. Între timp telenovela continuă, Mitridate uh, se aliază cu Tigranes al Armeniei, Armenia care este cumva uh, diametral opus uh, în Asia Mică față de, uh, față de Bitinia și Nicomeda al III-lea. Mitridate practic se aliază cu, cu Tigranes. Uh, se căsătorește cu, cu tău, cu ginerele. Da. Nu, nu. Și căsătorește fica cu Tigranes. Își căsătorește fica cu Tigranes, A. nu se căsătorește el cu fica nu. lui Tigranes nu, Fica tocmai okay. am zis, Cleopatra, fica avută cu A, Leo la o căsătorește cu Tigranes uh -huh, uh -huh. Ok. Și Tigranes invadează Cappadocia, uh, iar Ario Barzanes fuge în momentul în care vede prima Deci Cum vede prima bătălie și ok, gata băieți, chestia asta nu pentru mine, am plecat, vă pup, mulțumesc Vă iubesc. Uh, Ario Barzanes fuge așadar, uh, de îndată ce este amenințat, uh, fuge, uh, fuge la Roma să, să ia uh, protecția, să, să aibă parte de protecția românilor, practic. Nu cred că se duce chiar până la Roma, cred că se duce doar într-o. Nu, nu, se de duce acolo, da. Se duce până la până Roma, da, no, no, se duce până la Roma. Și ăsta e momentul în care Nicomedea al III-lea uh, moare. Nicomede al iv preia tronul în Bitinia uh, și Mitridate, în momentul în care. Practic, ăștia, ăștia sunt, uh, sunt, niște oameni care imediat încearcă să speculeze fiecare slăbiciune, fiecare moment, uh, moment de ăsta mai dubios, știi? Și uh, Mitridate, în momentul în care vede că, ok, a murit Nicomede, ok, bun. Uh, intră, intră, în Bitinia și uh, Nicomede al iv în loc, adică preia în tronul, dar imediat după ce preia tronul, trebuie și el să, să se retragă din fața, din fața mult mai experimentatului Mitridate, care, cum ziceam, vine și cu, și cu aliații, aliații din Colchis, din, din, Shitia, din de la Bosforul, practic de la strâmtoarea Mării de Azov. Da, de la Kerch, -Ci, Bosforul și da. Așa, bosfrul cipărea. Și a, aici este, este momentul în care senatul decide, deci în 89 înainte de Hristos. A, senatul decide că ambii regi regiși vor relua tron Și sunt trimiți și Aquilius și Malius Malius Maltinus, sunt ăștia doi sunt puși să rezolve. Problema. Și mitridate cumva, deja, cum să spun, aici, aici e un pic complicat. Mie mi se pare că practic ce, ce încearcă mitridata în momentul ăsta este cumva să, să se pozeze într-un într eliberator. În primul rând, că face o, face o alianță interesantă cu tigranes în care Mitridate primește teritoriul, iar Tigranes primește zice ok, tot ce cucerim, tu jefuiești, eu doar iau teritoriul. Cumva face alianța asta foarte bizară, mi se pare foarte bizară, adică omul practic zice ok, îl iau pe asta, ăsta jefuie cât, cât poate, pe aici teritoriul îmi rămâne mie, dar vădit sărăcit pentru că a trecut, au trecut termitele alea din de la vecini, știi? Dar, mă rog, asta, ăștia sunt termenii e foarte interesanți. Cumva el vrea să pară cumva un lider de ăsta mai, mai. Mai, rafinat. Eliminat, mai rafinat, da. da. Deci, cumva nu vrea să se murdărească el personal cu, cu jafuri și cu chestii de genul ăsta. Și mai e încă o chestie. În momentul ăsta, cimbrii, Uh, încă, încă îi mai bântuie pe romani, nu? Că suntem în 89 înainte de Hristos. Uh, Au trecut de mult cimbri. Uh, da, dar uh, înc încă, îi mai bântuie în sensul că mai sunt. Uh, mai, uh, a, sunt cimbrii ăia din. Uh, nu, cimerii, mă. Da, cu ăia Așa mi-am notat eu prost. Mai confundă, mai uh, confundă și geografii mai confundă și da. cu cimerienii, mai confundă între ei. ok? Da, îi mai, îi mai confundă. Deci, face, face alianță cu cimerienii, cu galatenii, cu sarmații și cu bastarnii. Astea sunt triburile uh, deja dată de la nord. miridată face, nu? Dată face, așa, face așa, alianța asta. Primește o armată din știția și, practic, să apucă să înarmeze tot estul împotriva Romei. Deci, practic, omul să. Pregătește de, de luptă pe față cu, uh, cu Roma Ceea ce mie mi se pare că totuși este un act de mare curaj Bine, asta tot pentru că uh, romanii vin, restabilesc pacea uh, După ce au invadat uh, Capadocia, Tigranes și Mitridate se retrag din nou Mie mi se pare că da pe de o parte încearcă să-și impună așa aura de monarh luminat asupra Asiei Mici, pe de altă parte el și vrea să testeze puțin uh, rezistența romanilor sau uh, nivelul lor de implicare, cât de dispuși sunt și cât de departe vor să se, să se implice romanii în războiul ăsta destul de departe de Roma. Și romanii și... dau un semn că vor să se implice destul de mult susținându-l, în pânzele albe pe Nicomede al IV-lea. Pe de altă parte, însă, romanii sunt ei înșiși implicați în războiul social. Suntem în 89 înainte de Hristos, este exact uh, cel practic anul cel mai dificil din timpul uh, războiului uh, social. Război, practic, România au în momentul ăsta un uh, război civil acasă. Și Mitridate, nu numai că încearcă să, să înarmeze tot testul contra, contra, romanilor, încearcă să speculeze la maximum slăbiciunea din, din tabăra italiană și le promite că -i, că îi va sprijini. În timp ce negociază teoretic cum să le trimite ajutor romanilor? Deci aici face așa, este un joc de ăsta foarte pervers pe care îl joacă uh, Mitridate Că de, cumva păstrează întotdeauna față de Roma aparența faptului că uh, Că el nu este dispus la un război sau ceva de genul ăsta, știi? Adică sunt niște, niște gesturi, niște, niște afirmații, niște idei care nu îl pun. Adică nu mi se pare că omul declară chiar război pe față. Păi, nu. Încă. El, nu el a fost uh, cel care a declarat război pontului. A fost mai întâi Nicomede și după aceea Romanii. Romanii au declarat da. război pontul lui, nu pontul, nu pontul romanilor. Dar uh -huh. mitridate, cum am mai spus și acum vreo 10 episoade, când eram. na, că noi am lăsat păștea când, când a venit Sula atunci și ne-am ocupat mai mult de Sula. Am spus că mitridate este cauza principală pentru care italienii au obținut din partea romanilor cetățenia. Și am și justificat atunci că ăștia, vrând să rezolve problema în Est și având un război la ei acasă, au trebuit să facă tot felul de concesii celorlalți italieni doar ca să scape de ei. Nu puteai să te baci și cu ei acasă și era destul de pe muche bătălia, și să-l ai și pe Mitridate care, ok, mai cu diplomația, mai fără diplomație încerca cumva să tot fure teritorii din, din, din estul republicii. Da, da, oricum, în, în sudul Italiei războiul social, chiar și chiar și după amnistia aia pe care au dat-o, tot, tot a mai durat încă vreo 2-3 ani. Um... Se întâmplă ceva, deci uh, sunt trimiși uh, Acvilius și uh, Malius uh, Maltinus, și dar sunt trimiși practic cu mine în buzunar. Sunt trimiși cu bani și uh, fără trupe, uh, pentru că nu aveau. Romanii de unde să mai scoată trupe, așa că. Aveau vreo 10.000, vreo 10.000 unu, vreo 10.000 altul, puține oricum. Da, da dar nu, nu erau, erau trupe doar doar din oameni din Asia și. Da, erau, erau cohorte, nu erau legiuni. Da, da, erau. Problema este că ăștia fiind oameni, adică nu sunt pregătiți cum, cum sunt romanii și italienii care erau, de fapt. Miezul armatei romane nu au aceeași pregătire, nu, nu, e, nu sunt o armată romană veritabilă Asta este motivul pentru care Mitridata pur și simplu face instrucție cu, cu ăștia doi și uh, în momentul respectiv, practic toată Asia îi, uh, îi este deschisă lui uh, lui Mitridate. Mitridate, cum ziceam, apare ca eliberator, e primit cu bucurie, cu urale, peste tot, pe unde se duce, le dă orașe, de, face niște lucruri uh, extraordinare pentru uh, le dă orașelor cucerite imunitate de la tribut vreme de 5 ani și declară război Romei. În sfârșit, declară război Romei după ce îi bate pe, uh, pe Acvilius și pe uh, Maldus. Deci, chestia este că el în momentul ăsta, de fapt, ce face cel mai important este un război de propagandă. Pentru că Roma, uh, propaganda romană, zice, băi, ok, noi suntem cei mai puternici din zonă cu noi vreți să discutați toate lucrurile astea. Ăsta este motivul uh, pentru care romanii uh, se bagă în discuție când, uh, când. vine vorba despre zone care nu spun la urmă de interesul lor, când vine vorba de Paflagonia sau de Capadocia. Uh, practic, cumva, uh, Mitridate, just din punctul meu de vedere, îi vede ca pe niște intruși și trimite exact această idee. Cumva el începe să se piteze ca un pan, pan helenist, știi? adică este, băi, ok, eu țin pentru cauza helenismului și adică a culturii și civilizației grecești. Și practic toate orașele grecești care cât de cât mai încercau să mai păstreze o formă de independență, îi se raliază destul de repede. Cred că singura care îi, îi rezistă este uh, Rodosul. Da, dar ăla nici nu era, ăla e pe insulă, dar Nicomedia, Pergamum, pe Chios, Efes, Halicarnas, Bizantion, Caunos, toate, toate alea de sus până jos, toate trec de partea lui Mitridate. Da. Și um, ăsta deci după ce, după ce practic pune stăpânirea pe întreaga Asie, nu trece nici măcar un an și este momentul în care Mitridate pune, pune la cale acele vespere asiatice dacă mai țineți minte, momentul în care le zice, băi, în ziua asta, la ora asta, luați toți romanii omorâți, le luați averea, și, uh, și gata, am terminat cu stăpânirea, cu prezența romană în, uh, în Asia. Și acolo, iarăși, cumva, o crimă. Deci, uh, cumva, mi se pare fără precedent o crimă contra, uh, la, la o scară atât de mare, o crimă contra, contra civililor. Nu știu dacă s-au mai văzut până atunci. Păi, știi că am mai discutat că e poate primul genocid la o asemenea scară din istorie. Da, Sunt da. tot felul de cifre, de la 80.000 la 120.000, la 150.000, dar eu altceva. Voiam să mai spun un episod apropo, apropo de telenovele, dar ducem un pic, creștem un pic nivelul. După ce l-a bătut, că i-ai spus, i-a bătut pe cei doi generali, pe Manius, tu îi spui Acvilius, eu îi spun Achilius, dar mă rog, îl bate pe uh -huh. ăsta la, la protopacium. localnicii îl prind când ăsta încearcă să fugă, îl oferă pe tavă lui Mitridate care tot așa se uită la el frumos și îl ucide turnându-i aur topit pe gât. Apropo de unde s-au inspirat și Dotrachi în Game of Thrones, dacă da, au fost fratele lui Daenerys. Exact, deci nu cred că e uh, e demirare faptul că, adică, cum ai povestit și tu, cruzimea la Mitridate e ceva natural. El încearcă sub poleiala asta de diplomație și de monarh luminat să ascundă tocmai caracterul lui de din ăsta, de tiran foarte, foarte brutal și foarte dur. Mm -hmm. Deci toate, toate și comportamentul lui cu familia, cu. A, ah, ai și zis la început, ca să înțeleagă și ascultătorii, la ăsta, la curte, era un harem. Ăsta, într-adevăr, avea o nevastă oficială, dar putea să întrețină relații biblice și necologviale cu toate celelalte. Era, era o curte din asta, un sincretism cultural, religios, care combina când vestul, când estul. Când avea nevoie de aprobare din partea grecilor și romanilor, era un vestic, era un capitalist când avea nevoie de aprobarea persanilor și a celorlalți, a colchienilor, armenilor, bosforienilor, cimerienilor era pe partea cu persanii, cu ahemenizii, cu ptolemei, nu contează, dar e sunt, da. mă rog, și la piramide. Deci, asta spun, încerca cumva și a găsit, a găsit acest echilibru senzațional în, în toată multitudinea aia de, de credințe, de, de ocupații, deci, da, bravo lui, bravo lui. Până aici s-a descurcat foarte bine, să vedem ce facem în continuare. Exact. Și o să vedem, o să vedem săptămâna viitoare, pentru că ne dăm seama că parcă am vrea să stăm un pic, un pic mai temenic să, să punem practic partea pe care am sărit-o în momentul în care am vorbit despre războiul cu Mitridate, Practic, noi am stat și am zis, da, da, o să vă povestim data viitoare. Și acum a venit data viitoare, de fapt, săptămâna viitoare va fi data viitoare în care vom pune lucrurile în, în perspectiva cealaltă, cumva vedem lucrurile nu dinspre Roma, ci le vedem dinspre, dinspre Est. O să ne uităm așadar săptămâna viitoare peste desfășurarea uh, întregului uh, conflict uh, uh, între între Mititate și uh, uh, și Sula și mai mai încolo uh, locotenentul legatului Sula care care va rămâne să facă ordine în, uh, în spatele lui și o să ne apropiem uh, o să ne apropiem de momentul curent cel în care uh, Pompei stă pe margine și se încălzește, uitându-se cu oarecare invidie la, la noi teritorii de adăugat în Republica Romană. Dar o să vorbim despre toate astea săptămâna viitoare.